Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la emisiunea Scaunul Fierbinte aici la Radio Transilvania Zalău. La microfon Daniel Săuca. Astăzi l-avem ca invitat pe domnul profesor Marcel Lucaciu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj. Bună ziua și bine ați venit pentru prima dată la emisiunea noastră. Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Sunteți și dumneavoastră cu siguranță nu fiecare zi pe un scaun fierbinte. Categoric da. Cum v-ați acomodat cu această postură inedită, cu siguranță, deci de a fi purtător de cuvânt? În curând va fi un an de când sunt purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj. Eu cred că m-am descurcat cu brio până acum în această funcție, misiune, postură, cum vrei să-i spui. Bun, suntem la un nou sfârșit de an școlar. Peste tot au loc festivități de încheiere anului școlar. Este o perioadă a bilanțurilor. Haideți să începem de undeva un bilanț al anului școlar care tocmai se încheie la nivelul județului Sălaj. Cu puncte mai bune, cu puncte mai slabe, vă rog. A fost un an școlar deopotrivă contrastant și bogat. Contrastant ca durată, fiindcă a fost un semestru întâi relativ scurt, septembrie-decembrie, și un semestru al doilea destul de lung, ianuarie, iunie, iată azi e ultima zi a anului școlar 2012-2013. Apoi aș spune că a fost un an bogat în rezultate deosebite la olimpiade, la concursuri, la tot felul de competiții ce s-au desfășurat pe toată durata anului școlar. Și puncte mai puțin bune? Încă n-am spus punctele tare. Mă rog. Punctele tare ar fi rezultatele deosebite, obținute în special la limba și literatura română. Sălajul a urcat de mai multe ori pe podium în acest an școlar. Am obținut premiul întâi la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română prin eleva Petre Cristiana de la Colegiul Național Silvania, clasa noua, profesoară Dana Clara. Tot la Olimpiada Națională de Limba Română am avut și un premiu al treilea. Am avut și un premiu întâi, dar la gimnazii, clasa a șaptea Bob Eliza de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu, profesor Sandru Daniela, clasa a șaptea. Și nu în ultimul rând, Sălajul a participat la Olimpiada Internațională de Limba Română cu trei eleve. Eleva de clasa a șaptea de la Școala Eminescu Eliza Bob, eleva Petre Cristiana de la Colegiul Național Silvania și Pavel Ioana, tot de la Colegiul Național Silvania. Am făcut o figură frumoasă și la Olimpiada Internațională, care s-a desfășurat la Oradea, în sensul că am venit de acolo cu un premiu al treilea, cu o mențiune și un premiu special. Practic, toate cele trei eleve au fost premiate și, zic eu, ele s-au dus la premiere cu uniforma școlară a Colegiului Național Silvania, uniformă care chiar a fost apreciată așa ca aspect, eleganță. A fost frumos. Pe urmă, am obținut premiul întâi la concursul Lectura cu Abilitate de Viață, organizat la Bistrița, 7-9 iunie, prin eleva Pop Ioana de la Colegiul Național Silvania, din Zalău, profesor Tuduce Ioana. Premiul al treilea prin eleva Pavel Ioana de la Colegiul Național Silvania și Petre Cristiana, premiul al treilea. Deci rezultate deosebite. La română am organizat numai puțin de 10 olimpiade și concursuri, cu tot ce înseamnă etapă locală, județeană, națională. Am avut și olimpiada de limbi clasice, limba latină, unde am obținut o mențiune. Și, în general, s-au obținut rezultate deosebite și la alte discipline, matematică, informatică, limba franceză, geografie, etc. Rezultate foarte bune ale elevilor care ne-au onorat și care au făcut să se audă de Sălaj, de Zalău, acolo unde am fost, indiferent că a fost vorba de Constanța, Iași, Bistrița sau alte localități ale țării. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Scaunul Fierbinte, emisiune realizată în colaborare cu ziarul magazin Sălăjan. Astăzi cu profesorul Marcel Lucaciu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj.
lucruri mai puțin bune. S-a vorbit mult de încărcătura pe elev, despre absențe, despre alte lucruri mai puțin bune. Un punct slab ar fi fenomenul absenteismului, care din păcate nu am reușit să-l înlăturăm 100%. Am încercat să-l ameliorăm prin lectorate cu părinții, ședințe cu părinții, consiliere școlară și alte aspecte de acest gen. Avem o colaborare și cu poliția în sensul ăsta. S-au realizat o serie de proiecte pe tema absenteismului și chiar a non-violenței. În momentul ce a fost promovat adesea. Se pot schimba lucrurile? Sau o vină au și părinții? Lucrurile se pot întotdeauna schimba în mai bine, dar important e să nu fii singur. Adică trebuie să fie o triadă acolo, elevi, părinți, profesor. Dacă doar școala rămâne singura în fața vâltorilor tranziției și în fața ceea ce se întâmplă zilnic pe stradă, e cam greu de unul singur ca instituție, ca profesor să pui capăt absenteismului și violenței și altor aspecte mai puțin pozitive. Bun, așa numită încărcătură pe elevi, prea multă materie, unii zic că elevii sunt încorsetați prea tare. Care este punctul dumneavoastră de vedere? Programele școlare au fost de-a lungul timpului revizuite. Acum, problema este că unele aspecte au fost înlăturate, dar altele au fost aduse în plus. Despre o descongestionare a programelor s-a vorbit mereu, s-a și încercat să se realizeze un astfel de lucru. Problema e că sunt numeroase discipline și că în acest caz, vrând nevrând, atunci când îți dorești să îi formezi elevului o cultură generală, trebuie să ai plan de învățământ, trebuie să ai niște programe școlare și apare și acest fenomen al supraîncărcării. În timp, peste cât timp se va produce sau aștepta să se producă schimbări în acest sens? A programelor, a ariilor curriculare? Schimbări se produc în fiecare an. La începutul lunii septembrie, inspectorii de diferite specialități au consfăturile naționale, unde se întâlnesc cu inspectorul general din minister pe specialitate. Și atunci aflăm de fiecare dată noutățile și așteptăm lucruri mai bune, mai clare, mai coerente, având în vedere planurile de învățământ, ariile curriculare și tot ce înseamnă curriculum în general. O inițiativă recentă a Ministrului Educației de modificare, de schimbarea manualelor. E bine, e rău, trebuie schimbate toate sau numai o parte dintre ele? Să comentez opinia domnului ministru. Schimbarea întotdeauna, în mod normal, trebuie să aducă un lucru bun. Dar, nu știu, înainte de a face o schimbare, trebuie făcută o sondare a opiniei publice, trebuie discutat cu cei care se află în sistem și nu știu dacă neapărat o astfel de schimbare va fi pozitivă. Este adevărat că unele manuale simt nevoia unor înnoiri, a unor schimbări. A fost și povestea cu manuale alternative. La un moment dat, la clasa nouă, erau mai puțin de 11 manuale alternative. Era greu pentru profesorul de română să aleagă acel manual care e mai bun. Unele erau prea teoretice, altele erau efectiv încărcate cu exerciții, aplicații, dacă ne gândim la matematică, fizică și alte științe exacte. Schimbarea cred că trebuie realizată treptat și întotdeauna, așa cum spun anticii, audiatur et altera pars, să fie ascultată și cealaltă parte, ce are de spus, ce părere are în sensul respectiv.
Schimbări s-au anunțat, nici nu știu dacă se vor realiza de grabă în privința bacalaureatului și aici o întreagă poveste, tematură, de la rezultatele de la bacalaureat până la modul de organizare a bacalaureatului. Bacalaureatul din acest an nu aduce lucruri noi față de anul trecut, anii trecuți. Același sistem de supraveghere video, prezența unor domn din minister în corpul de control, structura subiectelor care este în mare aceeași, s-a vorbit și de subiecte diferențiate, avem și astfel de subiecte. La română sunt două tipuri diferite de subiecte, deci încă nu s-a realizat o diversificare în funcție de forma de învățământ ziseral, fără frecvență sau profilul teoretic, tehnologic, umanist, etc. Eu cred că bacalaureatul din anul acesta va fi puțin mai bun decât cel de anul trecut. Mă refer la rezultate, evident. În luna martie am organizat simulări la nivel județean cu subiecte elaborate la nivel județean, cu ajutorul unui grup de lucru. Iar astfel de subiecte au fost după modelul celor elaborate de CNEE, mă rog, un organism care funcționează pe lângă minister, organism acreditat și care a elaborat anual astfel de subiecte. Consiliul Național de Evaluare și Examinare, practic de aici vine acea abreviere CNEE. Sperăm numai bine. S-au organizat și consultații. Programa consultațiilor, mă rog, este și ea una care merită discutată. Nu întotdeauna elevii vin la consultații, chiar dacă sunt gratuite, iar cei care vin sunt de regulă cei care nu au probleme. Mai puțin cei care ar avea de învățat și care nu stăpânesc materia, conținuturile programelor școlare, iar creșterea aceasta a motivației învățării este destul de greu de realizat. Am avut anul școlar și obișnuitele cercuri pedagogice cu profesorii pe specialități la limba română în semestru întâi, cercul pedagogic care s-a desfășurat în noiembrie. A avut chiar această temă, rolul profesorului de limba română în creșterea motivației de învățare a elevilor. Am discutat pe această temă, am identificat soluții, am schimbat impresii, exemple de bună practică. Problema este de motivație, nu de potențial al elevilor. Motivația pentru lectură, motivația pentru studiu, fiindcă avem elevii capabili de performanță care ne reprezintă foarte bine la olimpiade, la concursuri, la competiții. Din păcate, procentul lor este destul de mic în comparație cu acela al absolvenților care nu reușesc să obțină media aceea de 6 în urma examenului de bacalaureat. Apropo de bacalaureat, o discuție mai veche, o repun și în acest cadru. Dacă la admiterea în facultate nu a trebuit totul să se întrerupă examenul sau să se meargă ca și până acum cu acea medie între nota de la bacalaureat și din cursul anului școlar sau anilor școlar. Universitățile au pus această problemă a examenului de admitere, au dezbătut în senatul lor o astfel de problemă. Probabil în viitor unele universități vor recurge la această măsură și anume examen de admitere pentru o mai bună triere a viitorilor studenți ce vor frecventa diferite facultăți. Eu cred că e necesar un astfel de examen de admitere tocmai pentru creșterea calității și a învățământului universitar, nu doar preuniversitar. Fiindcă nu cred că un profesor universitar este întotdeauna mulțumit de studenții pe care îi întâlnește în prima zi a anului școlar. Studenții din anul întâi, bobocii. Chiar am avut o serie de discuții cu foștii mei profesori universitari de la Cluj,
și spuneau în acest sens că generațiile sunt de la an la an altele și din păcate chiar mai slab pregătite. Sunt unele probleme legate de ortografie, de exprimare, de comunicare. Eu am încercat la nivel județean și la începutul fiecărui an școlar avem niște direcții prioritare. Ele se referă nu doar la cunoașterea programelor școlare, a regulamentelor, a metodologiilor, ci în primul rând la stimularea interesului pentru lectură, la ameliorarea ortografiei. Am cerut în școli să avem zilnic, la orele de română, momente ortografice, teste ortografice, indiferent că e vorba de învățământ primar, gimnazial sau liceal. Probleme de ortografie, de exprimare, de comunicare sunt la toate nivelurile, indiferent că vorbim de 1, 4, 5, 8 sau clasele 9, 12. Fiindcă altfel ne trezim că ajungem studenți cu licență, cu masterat și cu greșeli de ortografie în cererile pe care vrem să le adresăm instituțiilor ce vor oameni pe care se bazeze. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Scaunul Fierbinte. Vă reamintesc astăzi cu profesorul Marcel Lucaciu, inspector de limba și literatura română la Inspectoratul Județean Sălaj și în același timp și purtătorul de cuvânt al instituției. Apropo, tot de bacalaureat, ce se întâmplă cu cei care nu și-au bacul? Și asta e o altă discuție. De ce nu i s-ar putea da și lor șansa să se angajeze, de pildă, ca și absolvenți de studii liceale fără bacalaureat, de cred. Avem în toamnă a doua sesiune de bacalaureat, e a doua șansă. Există și posibilitatea să încerce și în următorul an, inclusiv în acest an la bacalaureat s-au înscris și foști absolvenți care n-au promovat examenul de bacalaureat anul trecut sau în urmă cu 2 ani. Știți că s-a discutat la un moment dat și problema aceasta a unui bacalaureat profesional, dar n-a fost o soluție, n-a fost o idee viabilă. La nivel european este nevoie ca oamenii ce vor fi angajați să aibă măcar aceste studii liceale și diploma de bacalaureat. E o condiție pentru cei care se angajează, sunt angajați. Bun, dar statistic, cam jumătate dintre absolvenți nu și-au bacul. Cred că cam jumătate dintre ei. Mă refer la nivel național, cred că asta ar fi ponderea. Dacă luăm la nivel județean, da. Dacă la nivel național, da. La nivel județean stăm un pic mai bine. Practic, la examenul de bacalaureat am fost ca procent la media pe țară sau chiar 2-3% peste media la nivel național. Eu zic că în Sălaj se mai învață și că în comparație cu alte județe ale țării stăm destul de bine. Să nu zic foarte bine, să nu exagerez și să spun că toate lucrurile sunt rost, că nu sunt rost. În privința profesorilor, a calității actului didactic, educativ, schimbări în bine, aceștia în schimbări mai rău? A fost un an școlar în care am derulat și mai derulăm încă un proiect. Proiectul se numește Profesor de Limba Română în Societatea Cunoașterii. Este vorba de două programe de formare. Un program are ca denumire Predarea Inovativă, celălalt program Strategii de Predare Diferențiată pentru elevii cu cerințe speciale și elevii capabili de performanță. 5 formatori au fost care au pregătit profesorii de română din județ și învățătoarele din județ și încă mai avem câteva grupe de cursanți și lucrăm cu ei. Locurile unde se desfășoară aceste programe de formare, liceu pedagogic, școala Apolonisum, a fost liceu cu program sportiv Avram Iancu, școala Eminescu. Deci am încercat la nivel județean să îi ajut, în special pe profesorii debutanți, profesori aflați la început de carieră,
în ceea ce înseamnă actul didactic, calitatea predării prin utilizarea unor metode alternative, metode tradiționale, metode moderne. Au fost, pe urmă, o serie de inspecții școlare pe care le-am realizat în acest an, inspecții tematice în specialitate. Au fost inspecții școlare generale, multe, tot în acest an. Și dintre cele 7 domenii care sunt de obicei verificate, există și domeniul acesta al calității activității didactice și al nivelului de pregătire al elevului. Activitatea de inspecție școlară este în primul rând o activitate de îndrumare și după aceea de control. Vrem să consiliem, să ajutăm și nu neapărat să realizăm un control care să producă spaimă sau teroare, știu eu, să creeze până la urmă un disconfort intelectual. Relațiile, spun eu, sunt amiabile, inspector-profesor în domeniul specialității. Vin înspre corpul profesoral tineri? Care e situația față de anii trecuți? Vin mai mulți? Vin mai puțini? Este o situație relativ mai bună. În ultimele două săptămâni s-au desfășurat inspecțiile la clasă, inspecții din cadrul concursului de titularizare. Și acolo am avut ocazia să văd tinere absolvente, fiindcă e vorba mai mult despre profesoare, care vin multe dintre ele de la Cluj. Clujul este un centru universitar serios. Sunt 6-7 tinere profesoare care vin pe română de la Cluj. Și am încredere în ele, le-am văzut la lecții, am văzut stilul lor didactic și au format deja un stil didactic, pentru că au avut și practică pedagogică în cadrul facultății. Mă rog, nu mai sunt atâtea ore de asistență și de predare la clasă, dar încă se mai face practică pedagogică la universități. Înclin să cred că față de anul trecut stăm mai bine. Și chiar anul școlar care va începe în septembrie va începe cu profesori tineri, cu mulți tineri, care sunt dornici de afirmare și de performanță. Este, zic eu, un lucru foarte bun, acela că tinerele absolvente de facultate se întorc la Zalău, se întorc în județul Sălaj și chiar fac cu plăcere orele de limba română, se simt bine în mijlocul copiilor. Iar dacă iubești ceea ce faci, nu poți avea decât succes. Totul e să faci cu dragoste, cu pasiune. Altfel, a fi profesor, practic, e o misiune, un apostolat și dacă nu-ți place, risci să devii un simplu funcționar și nu vei avea performanțe, succes, satisfacții profesionale. Cu toate că, vorbind de salarizare, lucrurile nu sunt deloc. Asta mai ales în privința deputaților. Da, e adevărat. În privința salarizării, lucrurile nu sunt deloc roz. Din păcate, tot vorbim despre învățământ ca prioritate națională. Acta non verba, tot un dicton latin, fapte nu vorbe. Așteptăm și noi fapte în sensul ăsta, nu doar vorbe că învățământul e o prioritate națională. Eu zic că totul, și mă refer aici la evoluția unei societăți, pleacă de la educație, învățământ, sănătate. Deci dacă aceste domenii ale socialului sunt încurajate și sprijinite și financiar, atunci putem vorbi de performanțe și satisfacții profesionale în domeniul didactic. Actualmente cam câți profesori sunt în Sălaj? Profesori, învățători, educatori, aproximativ așa. Cum e vorba de ordinul miilor, mă gândesc. Da. Undeva pe la 2000 cu învățători cu tot, pentru că sunt mulți învățători. Bine, sunt pensionările, oamenii care se pensionează în momentul ăsta, de aceea pot să zic doar aproximativ în jur de 2000, fiindcă nu știu exact câți pensionari pleacă anul ăsta. Să ne facem o imagine, cam câți sunt
Suntem un județ mic în comparație cu alte județe, abia dacă putem vorbi de câteva mii, comparație cu, să zicem, Clujul, care e cel mai aproape de noi. Nu mai vorbesc de alte județe care sunt mari. Mă gândesc la Prahova aici, unde e vorba de 6-8 mii de cadre didactice. Și care va fi tendința în următorii ani? Că e clar, cea de scăderea natalității este evidentă. Asta va însemna cu siguranțele mai puțin și pe care de consecință și mai puțin profesori. Sau care de lucrurile se armonizează, vrând, nevrând, fiind mai puțin elevi, mai puține clase. Vor fi școli care vor fi comasate, vor rămâne școlile din centrele de comună, bineînțeles, e vorba de mediul rural, acolo sunt probleme și automat elevi mai puțini, școli mai puține, profesori mai puțini și atunci se creează echilibru acesta între număr de clase, școli și profesori. Întrebarea așa mai malițioasă oarecum. Nu sunt însă la cam prea multe licee, și la Sâc, și la Ileanda, ca să dau așa câteva exemple, la Hilda. Nu știu. Eu zic că nu sunt, fiindcă avem 23 de unități de învățământ liceale. 23 de unități de învățământ liceale la nivel de județ e puțin. Sunt municipii în țară unde există 20 de unități de învățământ și e mult mai convenabil și e chiar necesar să existe unități de învățământ liceale, Ileanda, Crasna, mă rog, Sărmășag. E vorba și de naveta elevilor, de transportul lor. Părinții își doresc toți ca să fie copiii lor cât mai aproape de școală, să nu facă naveta, să aibă condiții pentru studiu. Naveta e destul de obositoare. Bun, dar acum se pune și problema, așa cum s-a întâmplat mai anii trecut, într-un liceu, să nu dăm acum numele, în care, de exemplu, la bacalaureat, rezultatele au fost zero. Adică n-a luat niciunul bacalaureat. Acum, depinde și cum ne raportăm, fiindcă, din păcate, nu se face raportarea aceasta la număr de elevi. La ce mă gândesc? Pot să dau și exemple concrete. Colegiul Național Silvania are multe clase de liceu. Or, seminarul teologic are o singură clasă de liceu. Clasa aceea de liceu promovează toți, să zicem, dau așa un pronostic. Dar la CNS vor fi câțiva care probabil nu vor promova. Și atunci nu e corect să faci comparația asta între procente, fiindcă nu e tot una când ai o clasă de absolvenți și când ai 7, 8, 9 clase de absolvenți. Deci în momentul în care se fac astfel de statistici, eu cred că ar trebui avut în vedere și numărul de ele. Altfel, suntem ca și în anecdota aceea cu acel cioban întristat că i-a murit o jumătate de turmă și el avea două oi și a murit una. Cam așa ceva. Radio Transilvania, Salău, scaunul fierbinte, astăzi cu Marcel Lucaciu, Inspectoratul Școlar Județean Salaj. Apropo de licee, de această chestiune, o discuție mai veche cu școlile profesionale, școlile de meserii, e vorba și de o discuție mai amplă care se poartă și la nivel național. În ce măsură școala poate să vină în întâmpinarea cererii de pe, așa zis, piața forței de muncă? În ce măsură școala astăzi mai poate să producă nu doar absolvenți de informatică, ci muncitorii și așa mai departe? Școala poate și trebuie să se orienteze și în acest domeniu al învățământului tehnologic, al meseriilor. Și trebuie să fie o legătură între școală și întreprindere, fabrică. Mă gândesc acum la liceul Mihai Viteazul din Zală, unde s-a realizat acel laborator destul de performant. Și mă gândesc că dacă se realizează o astfel de sondare a locurilor de muncă, a meseriilor care sunt necesare pe piață,
se poate realiza un astfel de, de lucru. Adică o legătură între absolvenții din școală și meseriile care sunt necesare. Fiindcă trecem de la un exces la altul. Bine, nu vreau să mă întorc foarte mult în trecut, când am transformat toate liceele teoretice în licee agricole și industriale. Și nici nu vreau să fim toți numai licee teoretice și colegii. Este nevoie și de ceea ce s-a numit școală profesională, școală de meserii. Tocmai de aceea, absolvenții care nu reușesc să promoveze bacalaureatul, e bine să, să-și găsească o meserie, fiind de folos și pe piața muncii, fiindcă ne trezim că nu mai avem constructori, nu mai avem ingineri, nu mai avem mecanici auto. Toți cei care au fost, mai sunt, pleacă dincolo, în străinătate. Spre finalul misiunii noastre, încă două, trei întrebări. Așa numita finanțare a învățământului, ea e cumva împărțită. O parte din bani vin de la minister spre salarii, dar vin tot prin primării, și partea de infrastructură, să spunem, e a primăriilor, care tot la fel dirijează niște bani. Este o soluție bună, ar trebui îmbunătățită? S-a tot vorbit despre descentralizare. Descentralizarea este o soluție optimă, dar depinde și de oameni. De oamenii cu care vrei să realizezi descentralizarea aceasta. Sunt școli în care relația primar-director este foarte bună și acolo școala nu are decât de câștigat. Dar sunt, din păcate, și câteva școli unde nu e tocmai bună o astfel de relație. Descentralizarea la noi a început bine. Eu zic că merge în continuare spre bine, dar oamenii sunt importanți. Calitatea oamenilor este importantă. Și în momentul când dai un primar, atunci primarul ăla trebuie să fie și un om al școlii. Se gândească că școala nu e doar o clădire. Am văzut și în județ că foarte multe școli arată bine, chiar foarte bine. Sunt însă și multe școli care încă nici măcar nu au apă, nu ne mai vorbim de un WC în clădire. Ce se mai poate face, ce se va mai face în anii care vin? Aici e vorba și de bugetul pe care l-au la dispoziție primăriile. Sunt comune care stau foarte bine, sunt bogate, au un buget, sunt comune mai puțin bogate sau, să nu zic, de-a dreptul sărace. Și atunci, evident că și școala are de suferit în această privință. Soluțiile sunt proiectele. Aplicarea unor proiecte prin care, și sunt școli care au realizat lucrul acesta, proiecte prin care se pot renova școli, se poate îmbunătăți infrastructura. E foarte important și ca directorul să aibă spirit de inițiativă, să fie un om de acțiune. Deci, un director nu poate fi un personaj ca Ilie Moromete să stea pe prispa școlii și să aștepte să curgă fondurile și banii. Că nu vor curge niciodată așa de la sine. Trebuie să lupți pentru ele, trebuie să le cauți. E și riscul să modernizezi o școală și apoi acea școală să dispară prin comasare, de exemplu. Că au fost și asemenea cazuri în anii de mult trecuți. Cu primarul și cu directorul, ei cam știu și trebuie să știe care e perspectiva școlii. Adică în anul următor școlar vor fi elevi, nu vor fi elevi, pentru că, sigur, să renovezi o școală în care sunt 20-30 de elevi nu prea rentează din punct de vedere financiar și până vin cheltuielile de întreținere la școală. Aproape de finalul misiunii noastre, ce credeți că ar trebui spus important la acest nou sfârșit de an școlar? A fost un an școlar bun, din punctul meu de vedere, chiar mai bun decât cel care a trecut, și mă întorc la rezultatele care au fost obținute, cel puțin la limba și literatura română. Eu pot să mă declar mulțumit, nu am mai avut de mult premiul întâi la astfel de competiții. Mesajul meu pentru cei care ne ascultă este acela: să credem în continuare în școală, în actul educațional, în cultură și, de ce nu, hai să credem și în profesori, în misiunea lor.
ei încearcă și zic că își fac datoria acolo unde sunt, dar trebuie înțeleși și trebuie sprijiniți în permanență, mai ales cei care sunt tineri, cei care intră în sistem. Școala fără părinți și fără elevi nu poate să existe. Dacă există sprijinul și înțelegerea atât a elevilor cât și a părinților, putem realiza lucruri frumoase. De unul singur nimeni n-a uit. Vă mulțumesc, domnule Marcel Lucaciu, pentru prezența la o nouă ediție a emisiunii Scaunul Fierbinte aici la Radio Transilvania Zalău. Vă invit să rămâneți pe undele Radio Transilvania. Peste câteva minute vă aștept la rotisorul politic.